Direcția de taxe și impozite locale, aflate în subordonarea viceprimarului Lucian Micu, continuă să fie realizat la sfârșitul primului semestru un grad ridicat de încasare a birourilor locale de 97-98%. Din punct de vedere al gradului de încasare per total buget, în continuare stăm bine, suntem undeva 97-98% pe primul semestru. Ca și perioadă de raportare, deci suntem în aceeași, practic reprezintă o constantă în ultimii ani, cam același grad de încasare pe care... Societățile comerciale de pe raza municipiului au beneficiat de o ordonanță de guvern care le permitea eșalonarea datoriilor la bugetul local. Din păcate, din 40 de societăți comerciale aflate în această situație, doar 25 s-au putut ține de graficul de reeșalonare, beneficiind de prevederile legale de scutire de penalități. Am avut în trecut o prevedere legislativă care permitea societăților cu datorii la bugetele locale să încheie anumite convenții cu autoritățile publice locale și până la data de 30 iunie să-și achite în totalitate datoriile, beneficiind astfel de o reducere de 73% a dobânzilor și penalităților. Au fost circa 40 de astfel de societăți comerciale care au încheiat aceste convenții. Dintre acestea, doar 25, dacă mi-aduc eu bine aminte, au dus până la capăt acest angajament. Sigur că trebuie să ținem cont și de situația economică actuală, dar în același timp noi ne facem și datoria de a trimite somații de plată, de a pune popriză pe conturi, acolo unde societățile nu sunt intrate în insolvență, pentru a ne recupera sumele. Cele mai multe probleme le are bugetul local în recuperarea amenzilor pe care le primesc romașcanii de la Poliția Națională. De foarte multe ori acestea sunt transformate în ore de muncă în folosul comunității. În momentul de față, să știți că probleme deosebite nu sunt aici la familie monoparentale. De regulă sunt bune plăți, nu avem întârzieri deosebite. Mai sunt ceva amenzi, din păcate, iar aici cu amenzile este iarăși o prevedere în codul fiscal care spune că în primul rând trebuie să-ți achiți amenzile și abia ulterior poți să-ți achiți taxele și impozitele locale. Însă există posibilitatea pentru cei care au aceste amenzi să le transforme în ore de muncă în folosul comunității, în folosul comunității și astfel să... Nu rămân scriptic pentru că avem foarte multe astfel de situații, să știți, și ne-am făcut treaba cu ei. Este chiar o recomandare pe care o fac cei care au amenzi și vor să scape de aceste amenzi, să-și transforme aceste amenzi în ore de muncă în folosul comunității. Pe de o parte, vor scăpa de aceste datorii care le atârnă destul de greu în rolul fiscal, iar pe de altă parte și noi, ca la nivel de municipalitate, putem avea o resursă umană în plus pentru realizarea unor acțiuni pe raza municipiului. Cel mai cunoscut caz de neplată a amenzilor a fost al unei prostituate care adunase o restanță de 1 miliard de lei vechi neachitați. Între timp însă respectiva și-a schimbat domiciliul în altă localitate și odată cu asta și primăria a scăpat de această belea. Conducerea primăriei îi asigură pe romașcani că, așa cum a făcut și până acum, fondurile de la bugetul local vor fi eficient folosite pe proiecte în interesul romașcanilor.